reprezintă un vis împlinit, pentru că este a doua calificare și mi-am propus să mă duc acolo dintr-o altă poziție decât am fost la Rio. Pot să spun că muncim foarte mult cu întreaga echipă și atunci consider că avem un potențial bun de a arăta o scrimă valoroasă. Cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat în scrimă este răbdarea, pentru că rezultatele nu pot veni imediat, fiind un sport care se desfășoară în foarte multe etape de competiție și nu întotdeauna ți ies lucrurile cum îți propui, așa că răbdarea este cea mai importantă. În ultima perioadă am avut parte de un psiholog foarte bun la lot, cu care am putut să discut despre emoțiile care de multe ori mă copleșesc în timpul competiției. Încerc să mă focusez cât mai mult pe părțile pozitive și să mă gândesc la lucrurile bune pe care le fac eu, astfel încât să nu pot să-i dau adversarului meu oportunitatea de a vedea vreo frică în ochii mei sau vreun stres. Ar reprezenta încununarea unei cariere cu cea mai importantă medalie din viața unui sportiv. Însă nu vreau să mă focusez neapărat pe medalie, cât pe o scrimă foarte bună, pentru că doar așa am reușit până acum.